Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Prima News. Vă invit astăzi să discutăm despre ceea ce aduc inundațiile grav în România, localități distruse de viituri, gospodării care sunt lovite, iată, de viituri, de furtună, de ape și, evident, pagubele extraordinare care se înregistrează. Ce soluții avem la îndemână? Despre asta discutăm în această primă parte de Prima News, dar nu înainte de a vedea care sunt principalele titluri ale orei. Premierul Marcel Ciolacu și-a intrat în atribuții și a avut o zi plină. A discutat cu miniștrii responsabili de PNRR, s-a întâlnit cu sindicatele din educație și a dat interviuri. Într-unul dintre acestea a declarat că va cere noilor miniștri de la interne și externe să prezinte un plan în vederea aderării la Schengen, precizând că România a avut o șansă anul trecut, dar cei care erau atunci responsabili au ratat această ocazie. Românii nu au suferit nici de frig, nu au avut nici blackout și am trecut prin această iarnă fără să avem absolut nicio problemă, a spus fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, la bilanțul de final de mandat. A trebuit să facem sacrificii imense și sunt convins că și de aici înainte, actualul guvern va avea și are energia ca prioritate pentru că avem un obiectiv foarte clar, independența energetică, a arătat el. Noul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, și-a prezentat prioritățile mandatului. Aceasta a arătat că luni va avea loc în Senat votul pe un jalon asumat în PNRR, codul penal și codul de procedură penală. Aceasta a precizat că observațiile Curții Constituționale au fost integrate și cele două inițiative vor fi adoptate în această sesiune parlamentară. În plus, spune că este nevoie de investiții și de recrutare de resursă umană pentru a îmbunătăți condițiile din penitenciare. Te pupă, tata, așa l-a întâmpinat fostul ministru al agriculturii Petre Daia pe succesorul său, Florin Barbu. În stilul caracteristic la predarea mandatului, Daia l-a lăudat pe cel care ia locul, dar a vorbit și despre sine. După 54 de ani și 4 luni pe cartea de muncă și 100 de ani în câmpul muncii, pentru că nu am lucrat niciodată 8 ore în agricultură, ar fi culmea să plec din acest mediu, experiența de o viață, vreau să o las țării mele și mă bucur că am cui să-i o pun la dispoziție, a spus el. Trecem la lucruri mai serioase. România a coborât după 5 ani în care a fost lider pe poziția a doua în Uniunea Europeană. În funcție de cât cheltuiește statul cu plata salariilor din sectorul public, arată calculele profit.ro, majoritatea țărilor membre și-au consolidat anul trecut finanțele publice la acest capitol, dar România a consemnat cea mai amplă corecție. Astfel, la fiecare 100 de lei colectați la bugetul de stat anul trecut pentru salarii s-au dus 29,5 lei față de 33,8 lei în 2021. Începând de astăzi și până la jumătatea lunii septembrie, putem merge la mare cu trenurile soarelui. Peste 30 de garnituri pleacă zilnic din toate regiunile țării către Constanța și către stațiunile de pe litoral. Potrivit CFR Călători, toate trenurile interregio estivale au vagoane climatizate cu prize electrice, toalete ecologice, uși de acces și intermediare semiautomate. Un atac masiv cu rachete a avut loc asupra Kievului chiar în timp ce mai mulți lideri africani începeau o misiune de pace în capitala Ucrainei, transmite Reuters. Oficialii au fost duși într-un adăpost antiaerian până când armata ucraineană a doborât rachetele și dronele rusești. După ce se întâlnește cu Zelenski, delegația din Africa urmează să aibă mâine o întrevedere cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Între timp, presa turcă relatează că președintele rus Vladimir Putin, pe numele căruia există un mandat de arestare emis în martie de Curtea Penală Internațională, ar putea face o vizită în Turcia, țară membră NATO, la invitația președintelui Recep Tayyip Erdogan. Turcia a fost printre puținele state care au menținut relații atât cu Moscova cât și cu Kievul de la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022. Google, unul dintre cei mai mari susținători ai inteligenței artificiale, avertizează în privința folosirii chatbot-urilor. Grupul și-a sfătuit angajații să nu introducă materialele lor confidențiale în chatbot-urile AI, compania invocând politica de lungă durată privind protecția informațiilor, scrie news.ro. Continuăm cu sport. Naționala României joacă în echipament galben în Kosovo în a treia etapă a preliminarilor campionatului european din 2024. Partida va începe de la ora 21 și 45 de minute.
Sorin Cârțu și-a anunțat ieșirea din fotbal în cadrul unei conferințe de presă. Președintele Universității Craiova a declarat că motivul real este faptul că și-a petrecut 55 de ani în acest domeniu, o perioadă lungă de timp, și a refuzat să facă alte comentarii. La final meteo, nu scăpăm de precipitații nici în weekend. Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri vor fi furtuni însoțite de descărcări electrice. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri ale orei. A plouat mai puțin de o oră la Ighiu, dar pagubele sunt uriașe, se plâng localnicii. În Becea mă bun de toate, murături, făină, zahăr, ulei, că băgat la porumb, la grâu, de nu mai avem ce să dar o mureți aproape toate găinile. Grădina ne-a distrus, erau roșele făcute și atâta de mult. Și toate bine le-o omoră. Cum v-a afectat? Ce v-a distrus? Capa până acolo. Dacă 200 de case inundate, cu subsoluri vreau să spun, deci mai mult subsoluri decât case, diguri rupte, drumuri deteriorate, șanțuri înfundate. Oamenii spun că apele pârâului Țelna nu au fost niciodată așa de mari. O mașină parcată a fost luată de viitură și dusă până la Ighiu, unde s-a blocat sub un pod. Cum a ajuns mașina? Nu știți aici? Patru savale. A, deci nu-i din sat mașina? Din Țelna. Și o dus-o până aici? Așa mare a fost. Ca să vă faceți o idee despre cât de puternică a fost viitura, faceți un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că această poartă era dreaptă, la nivel cu restul gardului. Apa a venit atât de tare încât a culcat-o la pământ și a țâșnit în mijlocul drumului. Apa a ajuns chiar și la un metru înălțime în unele locuri, spun localnicii. Surprinși în mijlocul unei furtuni cum nu au mai văzut, oamenii au încercat să salveze animalele. Vecina aici o trebuie să-i scoatem porcul din curte. Uitați ce situație a fost. Asta zi de aici și cât de cât pompierii ne-au ajutat. Dezastru. Nu ne-am gândit la așa ceva niciodată. A fost apă și a mai fost și în grădină, dar nu așa. Să fie în curte, în pivniță. Ce ați făcut așa din instinct prima dată? Nu știu, nu am știut ce să fac, pe ce să pun mâna. Să scoatem porcii, să vedem de găini. Mi-am scos porci, găini, le-am suit în pod. Ce să fac cu ea? V-ați speriat oare? Păi mai vă dați seama că vin pe, din grădină vine cavale către pivniță. De ordinul zecilor de gospodării care au fost afectate. Pagube materiale. Însemnate, cu siguranță ați văzut, sau fie vorba și de mașini luate de viitură, au fost vorba și de gospodării, au intrat apa în subsol, în beciuri, în curțile oamenilor. Și la Sibiu vremea rea a făcut prăpăd. Canalizarea nu a putut face față cantității uriașe de apă care a potopit orașul. Zeci de case, pivnițe și garaje au fost inundate. Peste 4300 de pompieri au intervenit pentru a înlătura efectele furtunilor și inundațiilor care au avut loc în 30 de localități din 9 județe. Da, aceste imagini sunt de câteva zile, sunt imagini sugestive pentru drama pe care, de altfel, România o trăiește din când în când atunci când vin, iată, precipitații semnificative și se întâmplă să se formeze acel fenomen al viiturilor care mătură tot în cale. De asta dată, din păcate, s-a întâmplat în Ighiu, județul Alba, și îi spun bun găsit primarului din localitate, primarului comunei Ighiu, domnul Traian Rusu. Bună ziua, domnule primar, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor Prima TV. Și vreau să-i spun bun găsit domnului Dumitru Matei, inginer, om de afaceri. Mulțumesc tare mult, domnule Matei, pentru prezență. Dumneavoastră aveți și, hai să spunem, licența, patentul unui sistem de diguri modulare care ar putea salva sau ar putea fi o soluție pentru multe din situațiile pe care le trăim. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Domnule primar Rusu, cât de grav a fost situația și cum arată localitatea, zona afectată astăzi?
Situația a fost foarte gravă, având în vedere faptul că și cantitățile de apă care au căzut au fost peste așteptările noastre. Nu era, n-ajungeam în situația asta dacă cei de la Apele Române își făceau treaba cum trebuie, adică prevedeau să facă ziduri de beton, adică să facă diguri de apărare, nu să facă protecție de mal. Viitura asta puternică în curbă, în două curbe, a rupt apărările de mal și a inundat satul Șarpe pe două locuri. Satul Ighiu n-a fost inundat de vale, a fost inundat de pâraile care vin de pe deal. Noi avem un margine hidrografic foarte, foarte mare și apele care se scurg pe versant sunt catastrofale. Pentru că suntem într-o zonă de deal, apele, deal și munte, apele sunt foarte repede și fac prăpăți unde trec. Noi am avut peste 200... 50 de familii inundate, dar nu vorbim despre case, vorbim mai mult despre subsoluri. Puține case au fost inundate, au fost culturi, dar vreo 60-70 de case când au intrat și în locuință, dar subsolurile caselor au fost inundate datorită faptului că a crescut apa și nu avem nimic ce să-i facă. Noi am luat toate măsurile ce se impun împreună cu cei de la SGA, Societatea de Gospodărire a Apelor, împreună cu ABA Mureș, am intervenit de urgență, am fost ajutat și de către echipele de pompieri, am avut sprijin și din partea comunelor limitrofe, chiar și orașul Zlatna și-a trimis un sprijin pentru noi și mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au dat o mână de ajutor. În momentul de față, dacă treceți la noi prin comună și treceți pe stradă, nu se mai vede nicio urmă din ceea ce ar fi trebuit să fie. În urma inundațiilor. Pentru că oamenii din comună au să sunt oameni extraordinar de harnici, extraordinar de săritori. Eu le mulțumesc tuturor pentru că nu au stat în casă să se uite, ci au ieșit și s-au ajutat unii pe alții, astfel încât urmele, după cum v-am spus, urmele acestui dezastru nu se prea văd. O să vă rog să rămâneți cu noi, domnule primar. Domnule Dumitru Matei, dumneavoastră, iată, dețineți un sistem de diguri modulare care pot înlocui sacii de nisip. Știu că sunt, de pildă, țări străine care au aplicat pentru acest sistem. Din păcate, autoritățile de la noi, autoritățile centrale, mai așteaptă. Nu știu de ce mai așteaptă, pentru că vedem că sunt anual diverse localități care cad victime acestor viituri. Ce presupune acest sistem pe care dumneavoastră îl aveți? Deci, e un brevet de invenție, premiat la foarte multe saloane de invenție, în care sunt niște diguri modulare, care le montează voluntar din localitatea unde se dorește să monteze și rezistă la apă la 1,10 m înălțimea apei, și viituri de peste 150 de kilometri pe oră. Ce spune domnul primar, dacă acolo aveau 300, 400, 500 de metri de dig, dirijau apa în altă parte și nu mergea nicio găleată de apă în localitate. Costă, de exemplu, 500 de metri de dig, cât îi costă să-și refacă grădinița care au distrus-o, a distrus-o apa. Deci, noi am brevetat, am muncit la ea, la brevet, 3 ani de zile. Dacă ați văzut filmele și niște poze, am fost la Șendreni, am dat în Ucraina, în care au venit viituri și totul a fost perfect. Și am avut delegație din Italia, care vor să cumpere în Italia, că și eu am avut niște dezastre în Italia, de îi doare capul. Și le-am făcut niște demonstrații și au zis că nu le vine să creadă că există așa ceva. Ei, de ce nu vor românii? Asta este o altă... Dar nu știu, v-aș întreba, până acum ați fost, nu știu, contactat de... Și mă refer la cei de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că ei dețin, să spun, zona asta de situații de urgență. În afară de presă, nu m-a contactat nimeni decât câțiva parlamentari. Păi e bine și, să fie și câțiva parlamentari care măcar să miște lucrurile. Nu li se dă voie, fiindcă trebuie să fie și... Există echipe de stabilire a daunelor în România.
da? Și care să vor stabili ce daune s-au făcut. Dacă în comuna pe care și eu am văzut-o la televizor se montau aceste diguri, se montează un kilometru de dig, se montează de 14 oameni în 8 ore. Dacă vrei să montezi în 4 ore, duci 28 de oameni. Și în 4 ore ai montat un kilometru și ai dus un kilometru apa, un kilometru unde vrei tu să o duci. Bun, o să vă rog să rețineți ideea, domnule Dumitru Matei, domnule primar Rusu. Tocmai în ideea asta, aveați, cum să spun, informații că Șardu e o zonă, să spun, expusă pericolului și că, nu știu, ar fi nevoie, iată, de niște îndiguiri în zonă, sau pur și simplu a fost o chestiune care s-a întâmplat acum, lucru care nu s-a mai repetat? Haideți să vă spun. Deci la noi, în 2018, am avut din nou o viitură de genul ăsta, o ploaie torențială, cu, cred că a fost peste 100 de litri pe metru pătrat. 100 de litri. Până în 2018, de 100 de ani, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Dar uitați că s-a repetat acum. Nu am avut cunoștință de probleme, de invenția domnului Matei, coleg. Dumitru Matei, da. Domnul Matei, mă bucur pentru inițiativa dinsului, felicit pentru că este român și pentru că își dă silința ca să facă ceva, să inventeze ceva în apărarea noastră, să vină în sprijinul nostru. Dar credeți-mă că la noi a fost o ploaie de 45 de minute, nu aveam timp. Nici am primit cod roșu cu un sfert de oră înainte de a se produce nebunia. Deci nu aveam sub nicio formă, nu aveam timp să montăm digurile, numai dacă le-am montat să stea permanent în montate, ori este aproape imposibil că ele să stea 5-6 ani până când vine următoarea viitură. Deci la noi a fost o ploaie de 40 de minute și în 40 de minute o ras totul. Deci, da. Domnul primar, nu se ține 5-6 ani de zile. Există cod roșu pe o anumită regiune, ai niște câteva sute de metri de diguri și zici, nu-mi intră apa în localitate. Da, este adevărat. Este adevărat, este foarte corect ceea ce spuneți. Noi avem echipă de intervenție, avem echipă de voluntari, avem tot ce ne trebuie, suntem dotați, dar n-am avut pe ce pune mâna decât pe sacii din echipă. Aici e toată problema. Dumneavoastră, dacă o să veniți până la Baia Mare, vă fac o demonstrație cu niște muncitori la italieni, le-am montat digurile ieri, cu muncitori necalificați. Și o zis, nu, eu cred, pentru că sunt sistemul de prindere. Eu v-am văzut clipurile, v-am văzut filmarea cu digurile dumneavoastră, sunt ok, nu necesită specialiști ca să poată fi montate urechi de prindere, deci da, le-am văzut. Dar, deci acum, garniturile rezistă, apa care vine ajunge pe garnituri 200-300 de kg. Garnitura pe care am testat-o noi e la 3000 de kg. 3000 de kilograme. Nu, deci eu nu contest. Foarte bine, foarte bine. Voi fi interesat de chestia asta și cu siguranță că mă voi aproviziona. Dar eu nu vreau să mă aprovizionez. Pentru că nu vreau să las să doarmă mai departe Aba Mureș. Și vreau să ia atitudine și să-și facă digurile, pentru că sunt adânșilor, nu eu să le apăr digurile lor, ci digurile lor să-mi apere mie comuna. Am avut o discuție cu directorul adjunct de la Aba Mureș, am avut o discuție cu o directoră din ANAR București, am avut o discuție cu Seghea Alba, cu directorul de la Seghea Alba și au spus că vor lua toate măsurile ce se impun în vederea promovării unui proiect pentru îndiguirea întregime. Domnule Rusu, deci, dacă hai să facem pe sectoare, pentru că în 2018 au făcut pe sectoare. Unde ori crezut dânsii că haide să vedem cam aici lovește apa, cam aici deviază apa și aici e posibil să iasă. Deci sunt bune și cei 2 kilometri. Domnul primar, sunt două elemente. Viiturile care vin și inundațiile care vin pe anumite râuri în care crește apa, în care trebuie să ai ceva să intervii. Că nu știi cât de mare vine. Asta e toată problema. Iar ce am făcut noi, am făcut niște diguri modulare, brevet de invenție românesc. Deci, singura mea problemă, știți care e? Că sunt român. Că dacă eu vă cred asta. Dacă erați un olandez, să știți că vă promova invenția. Dar bun, aș avea... Dacă eram olandez, totul era perfect. Știu, da. Și nu trebuia să fiți inginer, trebuia să fiți numai tehnician constructor, dacă erați la avea să deci, și în fața guvernului. Domnul primar, am investit câteva milioane de euro în acest brevet,
de invenție. 3 ani de zile am muncit numai pe teste și testări, până când am ajuns la ceea ce ne-am propus să facem. Și acum numai trebuie să vină cineva să zică, bă, uite, punem acolo. Că când le-am făcut eu programul la nivel de România, trebuia să aibă în fiecare județ câte 2-3 km de diguri pe care să-i poată duce într-o oră, o oră și ceva, oriunde în județ. Și acolo să fie antrenați voluntari care să știe să pună mâna pe ele. Și atunci dumneavoastră luați apa și o duceați pe câmp unde considerați dumneavoastră că trebuie să o duceți. Bun, o să vă rog, domnule Matei, să ne țineți ideea, pentru că vreau să revin de ce alții achiziționează sistemele, dar mai am o curiozitate. Domnule primar, ați vorbit de cei de la APA Mureș. Cred că sunt cei care au fost, ca să spun așa, subiectul unui amplu documentar sau reportaj care s-a făcut pe Recorder. Cred că despre acea companie e vorba, pentru că acolo au fost niște schimbări politice extrem de complicate, adică s-au pus niște oameni fără experiență și au fost dați jos cei cu experiență. Asta se întâmpla prin 2020 sau 2021. În perioada domnului Ludovic Orban, care Ludovic Orban ne dă astăzi lecții de responsabilitate. Da. Dar revenind, dumneavoastră sunteți unul dintre primarii vechi din Alba, adică sunteți unul dintre știu că aveți și ceva funcții chiar în organizația județeană. Păi, așa este. Nu puteți lua, nu știu, să faceți un front comun și să luați atitudine față de toate schimbările astea? Voi discuta în biroul permanent județean situația asta și vom lua măsurile ce se impune astfel încât pe viitor să putem evita calamitățile naturale care se abat asupra populației. Dar tocmai în ideea asta, spuneați că ați fost ajutat doar de comunele limitrofe și de orașul Zlatna. Restul, nu știu, v-au lăsat așa, instituția prefectului, celelalte... Deci nu a fost nevoie, că noi am avut foarte mulți voluntari, am avut utilaj, am avut tot ce a fost nevoie, astfel încât întregile nu se mai vede că a fost viitură. Deci, populația noastră, oamenii din comuna Iuc sunt cei mai harnici din România, domnul realizator. Da, deci nu există în țară oameni mai harnici decât în comuna Eghiu. E bine că vă lăudați comuna și dacă nu mă înșel, pe acolo trece drumul vinului. Uite că a trecut apa. Nu, domnule, noi suntem în țara vinului. În țara vinului, perfect. Lui Franz Josef. Excelent, domnule primar. Domnul Dumitru Matei, de ce alții au venit din afară, italieni, înțeleg că și ucraineni, și cei de aici vin? Doar pentru ceea ce remarca și domnul primar, că sunteți român? Sau, nu știu, în general, e o competiție pe care nu înțelegem noi? Deci, ieri când au venit delegația din Italia, care mă contactează de 2 luni de zile și când ne-am făcut demonstrația, merg acasă acum și le trebuie 10 de kilometri, fiindcă nici ei au venit inundații acolo și au pagube de 6 miliarde de euro. Da? Și acum vor să vadă cum fac, să le fac, dau câteva idei, să vină să cumpere primele diguri. Fiindcă așa le-am gândit, să se poată pune foarte repede și aplica foarte repede, fără multă... S-a terminat, se spală, se demontează, se spală, se duc în depozit, se pun încă o dată. La prima aplicație se recuperează mai mult dublu valoarea cu care se cumpără. La prima aplicație, categoric, așa este, da. Da? Și atunci, de ce nu vor? Aici trebuie să-i întrebați pe cei care Eu vă rog, domnul Matei, să facem cumva să intrați în posiția telefonului meu sau eu să intru în posiția telefonului dumneavoastră, că și cu siguranță vă voi contacta, vă voi căuta și trebuie să găsim o soluție pentru rezolvarea problemei. Deci, până domnul primar, cei de la vor obține rezultate, vor obține apropări pentru construcția acestor, că le trebuie milioane de euro. Noi trebuie să ne luăm măsuri pentru a asigura bunurile populației. Exact. Deci, domnul primar, puteți să începeți să zice, băi, cumpăr eu 1 kilometru de dig și fac pe banii, apăr pe bani tot județul Alba. Și vă faceți o echipă și mereți pe bani și apărați de inundații județul Alba. Nu facem. Noi trebuie să ne luăm măsuri pentru a le preveni la noi în comun. Domnul primar, glumesc. Dar grădinița care au distrus-o e la dumneavoastră, da?
Da, este la noi, este la noi și a venit apa un metru jumătate, o trecut peste acoperișul ei. Ei, să vă gândiți numai că 400 de metri de dig costă mai puțin decât reabilitarea dumneavoastră grădinița. Eu vă cred, vă rog să-mi dați numărul dumneavoastră de telefon. Păi o să intermediem, domnule primar și domnule Matei. Despăgubiri ați primit sau vor primi oamenii de acolo din localitate? Credeți-mă că nu o primi nimica până în momentul de față, dar va da primăria, dacă nu dă statul român, că nici în 2018 nu ne-o dat și tot noi primăria am despăgubit populația. Bun, păi acum s-a schimbat garda, cine ar trebui să dea? Vom vedea, guvernului. Acum suntem în faza de evaluare a pagubelor pentru fiecare locuință în parte. La final, când avem total, o să înaintăm memoriul către București și să vedem ce poziție vor lua dânsii. E o situație destul de delicată și de complicată. Așa este, pentru că pagubele au fost foarte mari, valorile acum de recuperat a bunurilor pierdute sunt aproape imposibil, pentru că prețurile sunt enorm de mari comparativ cu alții. Domnule primar, sugestia mea este, pentru că, repet, sunteți primar de mai multe mandate și în Alba cred că sunt primar de multe mandate și care chiar sunt performanți. Faceți front comun și aici, indiferent de partid, și puneți presiune pe reprezentanții dumneavoastră și pe oamenii care ajung în Parlament. Când foarte multe situații, în momentul în care trageți pentru partid, găsiți tot soiul de, nici nu știu cum să le spun, de figuri triste care ajung prin Parlament și care uită pe urmă de județele din care fac parte și de problemele pe care le aveți. Mulțumesc, dacă vreți să mai adăugați ceva foarte scurt, că nu mai avem timp. Nu vreau numai să-mi transmiteți numărul de telefon. O să facem acest schimb. Mulțumesc, domnule primar Traian Rusu. Domnule Matei, în 30 de secunde, mai aveți vreo așteptare de la statul român că se va îndrepta către dumneavoastră? Eu? Eu aștept. Deci brevetul de invenție l-am obținut în 2009. Aștept în continuare. Pe mine mă caută în general presa la 2-3 ani, când apar inundații și dezastre. În rest, cei care sunt în conducere și care ar trebui să se ocupe de așa ceva, că aici eu am un plan în care să se poate interveni în 30 de minute în orice colț al României. Da? Să nu se inunde nici o localitate niciodată. Domnule Matai, numai trebuie să vrea cineva să facă. Și nu poate să vrea acum, din câte am văzut eu după atât timp, decât primul ministru. Dacă îi spune, le spune la aia... Păi fără doar ce poate, acolo e toată chestiunea. Nu ține nici de administrația locală, nici județeană, sau prea puțin. De administrația centrală, acolo e cheia resortului. Nici la centrală, decât dacă le dă ordin primul ministru. Că dacă nu, așa. Cei care sunt acolo nu fac nimic. Bun, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc, domnule Dumitru Matei, mulțumesc, domnule Traian Rusu. Facem o foarte scurtă pauză. Mulțumim, facem o foarte scurtă pauză și revenim aici cu un alt subiect care, iată, naște foarte multe, hai să spunem, întrebări. Dar o să vedeți despre ce e vorba.